Am revenit la emisiunea noastră, vă amintesc invitate în această seară, doamna Sabine Zwiers din Olanda, manager de campanie pentru Europa în cadrul organizației britanice World Animal Protection, doamna Carmen Arsene, președinte Federația Națională pentru Protecția Animalelor și colegul Eugen Cristescu, în calitate de jurnalist, dar și de promotor al unor acțiuni în domeniul protecției animalelor în zona noastră, în zona Ploieștiului, chiar în municipiul Ploiești. Doamna Carmen Arsene. Aș vrea să mă leg un pic de fraza cu care ați finalizat prima parte referitor la soluții. Uciderea câinilor nu reprezintă o soluție la modul general, deci noi nu o putem numi soluție, cel mult o putem numi o metodă care nu reprezintă o soluție. Nici încarcerarea câinilor. De aceea este bine de a defalca corect soluțiile de metode. Uciderea, încarcerarea și chiar adopția, să zicem, în masă sau, să zicem, în totalitatea lor, eliminarea din teritoriu a câinilor reprezintă doar metode. Singura soluție este sterilizarea plus educație și supraveghere. Menționez acest lucru pentru că foarte mulți abordează această strategie sau acest management canin vorbind despre soluții care nu aduc niciun rezultat. O soluție întotdeauna aduce un rezultat. Deci de aceea trebuie să facem foarte clar diferența între soluții și metode. Pe de altă parte, noi ca să rămânem în acest context, noi ca și, nici nu știu dacă am spune chiar iubitori de animale, cred că oameni cu compasiune față de orice înseamnă ființă, recunoaștem faptul că nu există niciun fel de precedent care să vină în sprijinul ideii de a ucide, de a elimina în totalitate din teritoriu. Noi nu vorbim doar din punct de vedere al moralității sau din punct de vedere sentimental. Noi vorbim din punct de vedere tehnic. Această eliminare în masă din teritoriu nu a dat nicăieri rezultate. Este plină România de adăposturi, unde se întâmplă unele lucruri, nu știu, poate și eutanasiere, sterilizare, adopție, încercarea de adopție. Ar trebui să eliminăm aceste adăposturi sau să le dăm o altă destinație, să se întâmple lucrurile altfel acolo? E o întrebare valabilă pentru fiecare dintre invitații. Adăposturile trebuie să existe și aș prelua chiar ideea doamnei Zwiers referitor la acest lucru. Aș susține-o, mai bine spus, pentru că aș întări eu, pentru că o susținem de foarte multă vreme. Aceste adăposturi trebuie transformate în centre de sterilizare și de adopție. Sau centre Dar dacă nu există unde să fie cel care vine să adopte, care e varianta? În momentul în care se promovează corect și eficient și la o scară largă, adopția, vor exista adoptatori și în România. Iar totodată adăposturile ar trebui să existe pentru acei câini care nu au ce căuta în teritoriu și mă refer aici la câinii care au un potențial agresiv, cu care toată lumea este de acord, inclusiv orice iubitor de animale responsabil, acel câine nu are ce căuta în teritoriu. Deci cam asta ar trebui să fie conceptul unui adăpost în România. Pe de altă parte, aș da un exemplu care, chiar dacă este, să zicem, pozitiv la prima vedere, pentru că a intrat în Guinness Book, cu adăpostul de la Pitești, care are 5.000 de câini. Aici este clar dovada faptului că eliminarea din teritoriu nu este o soluție, pentru că indiferent câți câini au trecut prin acel adăpost, că au fost eutanasiați la început atunci când era pe mâna primăriei,
că de când este în mâna unei organizații de protecție animalelor, câinii sunt adăpostiți acolo sau sunt trimiși în Germania sau adopții pe teritoriul României, uite că nu a fost o soluție eliminarea din teritoriu. Eugen, aș vrea să te rog să comentezi următoarea situație. În ceea ce privește deținătorii de câini care locuiesc la case, lucrurile sunt oarecum clare. Dar există iubitori de câini care locuiesc în blocuri, așa cum sunt blocurile noastre. Nu vorbesc despre acei care își cresc câinele în apartament și poate deranjează vecinii. Aici e o situație de vecinătate. Dar există scări de bloc, blocuri care adoptă 1, 2, 3 câini pe care îi țin acolo în zona blocului, dar bineînțeles în libertate ca și câine ai străzii. Cum se poate rezolva problema asta știind că în blocul respectiv sunt și iubitori de câini, sunt și oameni care se arată deranjați de acești câini adoptați? Și vorbim și de oamenii care trec pe acolo, prin zonă, și n-au treabă. Putem vorbi despre reteritorializare? Ce implică această reteritorializare? Implică, în primul rând, sterilizarea câinelui, nu? Dacă greșesc, să mă corectez. Deci, luat câinele respectiv, noi vorbim de cazul ăsta, luat câinele respectiv, sterilizat. Da. Microcipat, trecut într-un registru de evidență, ca și plan al recensământului populației canine din tot orașul. Și apoi reîntors în teritoriu, da? Deparazitat, vaccinat și așa mai departe. Readus. Hotărârea de Consiliul Calce spune că reteritorializarea va fi făcută în principal în condițiile asumării responsabilității pentru ocrotirea câinelui de către o persoană fizică sau juridică, un grup local de cetățeni sau organizație de protecție animalelor în baza unui proces verbal protocol încheiat între reprezentantul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân și cealaltă parte implicată. Deci, din punctul ăsta de vedere legal, se poate spune că hotărârea de Consiliul Local la care noi am făcut referire la început rezolvă oarecum situația. Și îți dau un exemplu. Clar, sunt 10 familii din blocul respectiv care semnează pentru reteritorializarea acestui câine, readucere. Câinele este prietenos cu aceștia, în schimb este agresiv la adresa altor câteva familii care nu îl doresc acum. O soluție ar fi ca ONG-urile de profil să facă, eventual să doteze cu padocuri zona, cred că ar fi o soluție, nu? Zona respectivă în zona unei asociații și ca acel bine nu știu. Bine, un câine dacă este agresiv, încă o dată, nu ar ce căuta în teritoriu. Chiar dacă deci el nu este agresiv. Se poate adresa undeva respectivul care contestă. Da, trebuie să și demonstreze această agresivitate, pentru că, în general, din experiența noastră, am observat că oamenii contestă prezența câinilor pe motive false, adică susțin că au fost mușcați, însă în realitate nu este așa, doar pentru că pur și simplu nu-i place culoarea câinelui, nu-i place că este în fața blocului. Pe de altă parte, noi spunem oamenilor așa, oricum ploieștenii nu au această problemă rezolvată, da? Deci ea trenează, indiferent ce s-a aplicat, că s-au omorât, că s-au dus la adăpostul Bucov, care uite are 1000 de câini în prezent și alți 1500 au fost trimiși în străinătate spre adopție, nu s-a rezolvat această problemă. Și atunci, ce este mai bine? Dacă e să luăm ca un rău prezența câinelui în stradă, ce este mai bine? Să am în fața blocului doi câini care sunt pașnici, sunt sănătoși, sunt acceptați de majoritatea, bineînțeles, nu sunt agresivi, care sunt sterilizați, vaccinați, deparazitați, sau este bine pe acești câini să-i eliminăm, să-i omorâm sau să-i trimitem oriunde în altă parte și să ne vină, exact cum spunea doamna Zvers, având în vedere că locul s-a eliberat, să ne vină alți câini care poate sunt agresivi, care poate sunt purtători de boli pe care nu-i cunoaștem, n-am niciun istoric. Și atunci luăm, să zicem, deci dacă considerăm că este un rău, răul cel mai mic, nu? Să avem acei câini o perioadă, câțiva ani de zile, până se reglementează situația la nivel de zonal, la adică nivel de municipiu. Până își dau testul cu sfârșit de moarte bună, nu? Ca să înțelegem așa. Dar mai e o problemă. Și nu se reproduc. Mai e o problemă, că trebuie create mecanismele. Cum e acest departament la poliția locală? Trebuie creat un fenomen care să controleze acest lucru. Absolut, activitate. Unde să. Că degeaba ei să poți contesta, să poți discuta. Nu prevezi ceea ce se întâmplă în viitor. Absolut. Și nu gestionezi situația. Acum, noi putem duce discuția mult.
să zic, până la urmă, în apă, dacă un câine este imprevizibil și că chiar dacă e așa, mâine s-ar putea să... Dar asta e o discuție care este valabilă și pentru cei din curți. Și noi n-am reușit să vizualizăm tot site-ul să învățăm despre animale. Însă ne-a prezentat doamna Svers un filmuleț de 2 minute care ar fi extraordinar ca dumneavoastră să-l promovați în televiziune, despre cum să nu ne purtăm cu animalele pentru copii. Extraordinar de inteligibil și ușor de abordat. Vă propunem să-l difuzăm chiar în finalul acestei emisiuni, să-l vizioneze și telespectatorii noștri. De ce nu? Este foarte bine. Pentru că această imprevizibilitate apare în anumite momente, atunci când noi nu acționăm corect asupra unui câine. Dacă mănâncă, ne ducem spre el să-l mângâiem, el poate să traducă altfel acest gest. Dacă o cățelușă are pui, normal ca orice mamă își apără puii. În general, dacă îi dăm ceva pe pică, e prietenul nostru. Dacă mai ne și purtăm frumos cu el și îi vorbim frumos, pentru că ei au empatie, este de dor prietenul nostru. Aș vrea tot așa un scenariu pe care să-l comenteze doamna Svers. În România sunt iubitori de animale care poate de multe ori trec în cealaltă extremă. În România, there are many times animal lovers that go in extremis. Uh-huh. Ei, unii dintre ei, vor să salveze practic toți câinii care nu au o altă salvare. Avem curți în care trăiesc câte 30-40 de câini, de pisici, unii lângă alții. There are situations when there are 30-40 dogs cats in private places. Normal că există o reacție din partea vecinilor, indiferent, chiar iubitori de animale. Some reactions against them of the neighbors. Care este soluția în cazurile What astea? Do you think that could be a solution for these cases? What we see usually is that these cases of, we call them hoarders, right? Collectors. Noi numim aceste cazuri hoarders. Înseamnă cei care colectori. And usually there's other problems going on with these people. So avem probleme cu so they need a lot of help. Of course, we need to take away most of the animals from them. Au nevoie de ajutor și desigur ar trebui să găsim soluții de a le lua aceste animale. The situation very often in these cases is horrible for the animals, so it has nothing to do with the welfare of the animal. În unele cazuri aceste situații sunt grele pentru animale pentru că nu au condițiile necesare. Is it like in a small yard or apartment having so many animals, it's we talked about having the animal on the chain. This is exactly the same because there's also no freedom for the animal to have a normal behavior or to usually they don't even have enough food. Many of the animals are sick. So it's this is not a solution at all. Nu este o soluție atunci când ții un număr foarte mare de animale în apartamente mici, în curți foarte mici, exact cu ceea ce vorbeam înainte despre câinii care sunt ținuți în lanț. Aceste animale au nevoie de libertate. De multe ori nu li se poate asigura hrana pentru că nu au suport financiar. Yeah, so in many of these cases you see that people really collect so many animals, they have other problems and they need support and you need to take away the animals. Oamenii care colectează aceste animale, număr atât de mare, au probleme și din această cauză și de aceea au nevoie de suport. Another thing is putting many dogs in a shelter. We also don't believe that the life in a shelter is a good life for a dog. Pe de altă parte, cazând mulți câini în adăposturi, nu considerăm că este o soluție, nu au
nu este o soluție pentru ei. It's putting them in prison is what I always say. Este ca și cum îi pune într-o închisoare. And this is also what you see some of the organizations do. As long as they keep it, take it from the street and keep it alive, it's good enough for them. Este și ceea ce fac unele organizații care iau foarte mult și consideră că ținându-i în viață este bine pentru ei. And doar also, atât să asigure ținerea, supraviețuirea. I've also seen people having like animals which we would say please euthanize this because it's suffering so much. Există de asemenea cazuri de câini care sunt extrem de bolnavi, deci fără o soluție și le sugerăm să eutanasieze pentru că suferă foarte mult. So just keeping the animals, trying to save them, keeping them alive is not always animal welfare. Salvarea câinilor doar pentru a-i ține în viață nu este întotdeauna o soluție pentru animale. Aș vrea să completez aici. Ai pus problema oamenilor care, iubitorilor de animale, care adună, practic adună de pe străzi, da? Exact. Că asta se întâmplă. Ei adună de pe străzi câinii din dragostea lor, poate uneori exagerată, să spunem, pentru animale, și îi aduc în casă și conviețuiesc, da? Pe de o parte este un lucru bun. Pe de altă parte, pentru animale nu poate fi neapărat un lucru bun. Dar atunci o soluție n-ar fi reteritorializarea? Adică, bun, ce fac? Accept să stau în vecinătatea unei persoane care are 20, 30, 50 de câini? Sau pot să îi sterilizez de parazite, să am grijă de ei asumați de către cineva? Vezi că nu știi cum să pui problema în așa fel încât să fie bine atât pentru comunitate, cât și pentru cetățeni, cât și pentru animale. Asta e problema. Eu înțeleg că reteritorializarea este o problemă, știu eu, de moment, nu e da, o problemă. E soluție de moment. Este o soluție pe o anumită perioadă. Returning is a solution exactly what you said for the moment. Maybe you'll complete this. I'm sorry. He says that he understood that returning dogs is a solution only for the moment. Yeah. Maybe you can complete. Yeah, so but we also see a dog does not belong in the street. Life in the streets is very hard for dogs. De asemenea, recunoaștem că un câine nu aparține străzii. Viața în strada unui câine este de asemenea grea. They belong with people. They belong in somebody's home. Ei aparțin oamenilor. Ar trebui să aibă o familie. And some of I remember that in one city, not in Romania but in Serbia, they did research among the stray dogs in the street and they found that 70% of the dogs is sick. Who are living in the streets and they have a catch neuter release program. Nu în România, dar în Serbia, într-un oraș, au făcut niște studii referitoare la câinii fără stăpân și au concluzionat că 70% au probleme. So it can only be an intermediate solution and then slowly the number of the dogs will go down, but it's not the final solution for any deci, country. Așa cum ați spus, este doar o soluție intermediară, nu este o soluție finală. Până când se reduce populația canină fără stăpân. Aș vrea în finalul acestei emisiuni, mai avem 2 minute să zicem, să încercăm sau să încercați să trageți niște concluzii provizorii și anume dacă vom reuși într-un termen rezonabil, noi aici în România, în Ploiești, în București, oriunde. Some conclusion if we succeed in Romania or in Ploiești or anywhere else. Dacă vom reuși să ne împăcăm cu noi înșine și cu animalele în așa fel încât să găsim soluțiile cele mai bune și să le putem aplica. To find the best solution for animals and for people. Mm-hmm. If you will succeed. That's the question. To find the best solution. Yeah. So for both of us, animals. Yes, and well, this is what we always promote. You need to look at the health of humans, which is very often also a reason why people are following, are willing to support a certain program. And you need to look at the welfare of the animals. If you look at both, you will get the best solution. Este ceea ce promovăm. Trebuie să ne uităm în ambele părți, la sănătatea oamenilor și la sănătatea animalelor. This, for example, why you need to vaccinate your dog.
este este motivul pentru care it's not only not for the dog to get sick, but it's for the human not to get sick. Este motivul pentru care trebuie să ne vaccinăm câinii. Este sănătos pentru câine, dar și pentru om care este în relație cu care conviețuiește cu noi. Eu sunt convinsă, pentru că dacă mă uit așa la în trecut, sunt convinsă că noi facem pași mari spre o abordare civilizată și morală a animalelor în general sau a situației animalelor, modul în care să protejăm și care să și în care să administrăm situația animalelor. Și cred acum ca să mă localizez pe Ploiești, deci asta la nivel general, la nivel național, văd o schimbare majoră în conștiința cetățenilor, chiar dacă ne confruntăm în continuare cu cruzim față de animale. Dar normal, într-un timp atât de scurt nu putem să le eradicăm, dar sunt convinsă că va veni acel timp în curând. Pe de altă parte, la nivelul Ploieștiului, nu pot decât să felicit autoritățile locale care au avut înțelepciunea de a vedea lipsa rezultatelor în stradă și necesitatea abordării unei alte strategii de management canin, care să vină nu numai în sprijinul animalelor, pentru că aici se înțelege greșit, ci în sprijinul comunității, în sprijinul societății, pentru că societatea, indiferent că este iubitoare sau neiubitoare de animale, nu vrea câini în stradă. Nimeni nu vrea, din considerente diferite, dar nimeni nu-și dorește să existe un câine în stradă. Și ca să ajungem aici, trebuie să abordăm în mod corect, civilizat, militarește, aș spune, acest program de sterilizare în masă a câinilor cu și fără stăpân și asumarea returnării unor câini care sunt acceptați de către comunitate. Eugen Cristescu. Eu sunt convins că dacă există și o oarecare compasiune, dar deschidere, înțelegere pentru acest fenomen și înțelegere mai ales pentru dorința de a eradica până la urmă, că asta ne dorim, să nu mai existe, dar nu cu metode de astea lipsite de umanitate, ci punând în aplicare acest proiect de hotărâre care a fost gândit și adoptat în decembrie, eu zic că se poate rezolva situația cu sprijinul doamnei Sabine, cu sprijinul doamnei Arsene și cu sprijinul populației care, cu care împreună să facem, să punem în aplicare acest proiect și autorităților, bineînțeles, cărora le mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Am demonstrat faptul că se poate discuta despre problema câinilor fără stăpân civilizat, logic și căutând soluții. Deci, iată, se poate așa, dar soluțiile există. Vă mulțumim, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Vă dorim să aveți o viață frumoasă aici, în comunitatea noastră și oriunde cei care ne priviți. La revedere! Cinci sfaturi pentru a preveni mușcăturile de câine. Noi, câinii, putem fi cei mai buni prieteni ai omului, dar uneori, când suntem supărați sau speriați, mușcăm. Învățând cum să te comporți în preajma noastră, poți preveni mușcăturile de câine. Te rog, nu mă deranja și nu mă lua prin surprindere, în special când mănânc, când sunt în lăsă sau în spatele unui gard. De asemenea, mi-ar plăcea să nu fiu deranjat când sunt cu puii mei sau când mă joc cu jucăriile ce mi aparțin. Și te mai rog ceva, am nevoie de liniște când dorm, când sunt bolnav sau călătoresc cu mașina. Nu te apropia de mine dacă ți se pare că sunt supărat sau speriat. Cum îți dai seama de asta? Simplu. Dacă sunt supărat, îți voi arăta dinții. Dacă sunt speriat, voi ține coada între picioare și voi încerca să fug. Nu face nicio mișcare dacă mă apropii de tine și nu sunt ținut cu o lesă. Stai nemișcat până mă îndepărtez. Dacă ești întins pe jos, stai ghemuit și nu te agita.
Eu nici n-am să te bag în seamă. Fii foarte atent când te apropii de mine. Înainte să mă alinți, cere permisiunea părinților tăi și stăpânului meu. Lasă-mă să-ți adulmec mâna pentru început. Apoi, poți să mă mângâi pe spate. Îmi place foarte mult. Dacă totuși ai fost mușcat de un câine, trebuie să te adresezi imediat unui adult. Spune unde te aflai în momentul incidentului și cum arăta câinele care te-a mușcat. Adultul trebuie să îți spele rana cu apă și săpun timp de 15 minute, apoi să te ducă la doctor. Nu lovi câinele, nu este frumos și te-ar putea mușca din nou. Nu uita, dacă ai un câine, el trebuie vaccinat anual împotriva rabiei. Dacă ești bun cu noi, vom fi cei mai buni prieteni ai tăi.